Bună dimineața! Ia să te vedem! Aha! Așa arată un campion la primele ore ale dimineții. Da. Cum ești? Care este rutina ta de dimineața? Hai să o luăm cu începutul. Bine, sincer, boxam, mă trezeam întotdeauna de vreme, fiindcă aveam antrenament de dimineața. Uh-huh. De 7 sau depinde câteodată chiar de la 6, dar... Sincer, de când am terminat cu sportul, dacă îmi permite timpul, dorm mai mult. Așa, și revenind la performanțele tale. În urmă cu 24 de ani obțineai performanța aceasta în box profesionist. Aș vrea să vedem imaginile și dacă se poate să ne aduci tu aminte și să ne spui cum ai sărbătorit victoria din 1997. Bine, oricum, timpul trece incredibil de repede și... Ia să vedem. Și 4 de ani de la această performanță, Mihai Leu, în dimineața aceasta alături de noi, își bea cafeaua alături de noi, un campion mondial. Emoționante imaginile, am văzut că la final l-ai luat și pe băiatul tău în brațe, galeria era alături de tine. Da, oricum, bine, băiatul era micuț atunci, dar țin minte că a vrut neapărat să fie și el la meci. Uh-huh. Și s-a și format încăpățâna, dacă vrea ceva, nu prea renunță. A fost chiar o seară incredibilă, știu, atunci, spre exemplu, chiar a fost, spre exemplu, antrenorul meu care m-a format, Eustațiu Mărgărit, a fost la meci, bineînțeles că am vrut să vină și dânsul și chiar țin minte că printre primele lucruri pe care mi le-a zis după meci, bine, dânsul a și comentat împreună cu Ionel Stoica meciul și țin minte că mi-a zis, am știut că ai viteză, am știut că ai reflexe bune, dar n-am știut că reziști la atâția pumni. Eu am fost un boxer mai tehnic și nu am primit foarte multe lovituri, dar în acea seară a fost una dintre seriile în care am luat, să zic așa, mai mulți puncte decât am crezut și eu că așa pot... Și când a ajuns Mihai Leu, campion mondial la box profesionist acasă, ce au zis părinții? Cum te-au sărbătorit? Cum te-a sărbătorit familia? Bine, oricum, prima reacție, oricum, am vorbit la telefon, dar, bineînțeles, vă dați seama că a fost în primul rând foarte greu și chiar țin minte că primul interviu pe care l-am dat după ce am câștigat titlul, am spus că am muncit foarte mult în ultimele 6 săptămâni. La noi cam 6 săptămâni era stagiu așa de pregătire specifică pentru un meci. Și după aceea, după ce am stat puțin așa și m-am liniștit, mi-am dat seama și... m-am gândit că de fapt nu era vorba de 6 săptămâni, de cele mai multe ori este vorba de o viață întreagă de muncă, fiindcă nu ajung 6 săptămâni ca să câștigi un titlu. Pur și simplu, cred că foarte mult contează felul în care crești, eu știu, că trebuie să fii ambițios, că trebuie să nu renunți, că trebuie, eu știu, oricâte lovituri ai primit să reușești să stai în picioare și nu numai asta, să dai și înapoi. Și de asta a fost o deosebită și bineînțeles că am povestit foarte mult cu cei apropiați pe tema asta. Cu cei apropiați, foarte bine. Și mai am o curiozitate, mai cultiv pasiunea aceasta pentru box? În vreun fel?
Bine, și sunt implicat la ora asta foarte mult în automobilism, fiindcă îmi place automobilismul foarte mult, dar spun sincer că boxul este pe locul 1 în inima mea. Sunt președinte de onoare la ora asta la federație. Boxul trece prin momente grele. Țin legătura tot timpul cu cei de la federație, mai comunicăm, mai încerc să ajut și eu cu tot ceea ce pot. În afară de asta, sunt arbitru la meciuri internaționale. Arbitrez meciuri de titlu european sau mondial, de obicei în străinătate. Dar bine, acum cu perioada aceasta, cu pandemia, nu prea s-au ținut meciuri de box. Am înțeles. Și pasiunea pentru raliu, cum ai descoperit-o, Mihai? Eu am crescut într-o familie în care mașinile au fost, așa să zicem, numărul unu. Tata a fost campion național de circuit de viteză și, practic, cei care mă cunosc de mic spun că la box am ajuns întâmplător. Adică? Cum? Stai puțin. Cum adică? Păi, crescând între mașini, eu știu, tatăl meu mergea tot timpul la cursă, mergeam aproape tot timpul cu el, îmi plăceau mașinile extraordinar de mult și boxul a fost așa... Păi și cum a apărut boxul atunci în viața ta? Bunicul meu a fost brăilean și... Și la Brăila? Ce? La box e numărul unu și a fost primul care m-a dus la un meci de box. După aceea am avut o relație așa foarte bună cu un unchi de-al meu, Mircea, care m-a dus în sala de box și așa încet, încet m-am apropiat de box. Eu eram foarte slăbuț așa când eram copil. Uh-huh. Toți spuneau că nu am cum să ajung boxer și probabil că și asta așa m-a ambiționat. Și mai tare ca să ajungi în ring. Am găsit și o fotografie foarte frumoasă cu tine, alături de băiatul tău, despre care am înțeles că este și el pasionat de raliu. Ești antrenor, Mihai? Bine, da, băiatul meu, bine, el este pasionat de sporturile de iarnă, acum chiar este la Straja cu placa, uh-huh. Iar vara merge cu, face coborâri prin pădure cu mountain bike-ul, uh-huh. Dar el lucrează împreună cu noi la evenimentele pe care le organizăm, dar este foarte pasionat de astea, merge și la concursuri. Pot să spun că ceea ce face el este mai periculos decât automobilismul, uh-huh. Dar mă bucur de faptul că am un băiat extraordinar și întotdeauna muncește foarte mult și asta nu poate decât mă bucure foarte mult. Am învățat de la tine, sunt convinsă. Felicitări încă o dată pentru performanța obținută în 1997 și îți mulțumim din tot sufletul și te iubim pentru că ți-ai băut cafeaua alături de noi în dimineața aceasta. Forță, Mihai Leu! Vă mulțumesc și eu mult de tot. Vă doresc